Bistrițenii care vor să lucreze în străinătate se pot adresa Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, fiindcă oferta este bogată, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al instituției. Se caută 200 de asistenți medicali pentru Malta, dar și angajatorii germani au venit cu câteva propuneri. Pe lângă cele 200 de posturi de asistenți medicali, pentru Malta se mai caută și 20 de farmaciști. Salariile aferente acestor profesii pornesc de la 13.800 de euro pe an și ajung la 18.000 de euro pe an. Și nemții caută muncitori români care să ajute la menaj în gospodărie și să se îngrijească de bătrâni, dar oferta nu este generoasă, fiind valabile doar 5 locuri de muncă. Leafa nu este însă de neglijat. Cea mai mică retribuție pornește de la 1.200 de euro pe lună brut. În această perioadă, pe piața internă de joburi sunt vacante 249 de locuri de muncă din diferite domenii de activitate. Cele mai multe oferte din județul Bistrița-Năsăud vin din sectorul construcțiilor, dar există și posturi de programator, operator comercial sau recepționer hotel.